Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Ce vor plantele, singura emisiune care vă stă la dispoziție cu sfaturi utile legate de protecția plantelor. Noi vă ajutăm să aveți culturi sănătoase sau plante ornamentale de invidiat. La dispoziție aveți și astăzi numerele de telefon afișate pe ecran, unde puteți să adresați întrebări legate de combaterea bolilor și dăunătorilor invitatului meu, dr. inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor, căruia îi spun și eu bună dimineața și bine ați revenit. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Domnule inginer, chiar dacă ne dorim sau nu, toamna a sosit și iarna se apropie cu pași repezi. Așadar, doresc astăzi să discutăm puțin despre pregătirea plantelor pentru iarnă și vreau să vorbim puțin din prisma rezervei biologice rămase în sol și a pregătirii efective a plantelor pentru perioada de repaus. Și să începem cu trandafirii, care toată vara au avut înfloriți frumos, dacă i-am îngrijit, au fost lipsiți de boli și de dăunători. Dar dacă nu am avut grijă de ei, vreau să ne spuneți dacă am avut atacuri de boli sau dăunători la trandafiri. Materia vegetativă, frunzele care vor cădea în această toamnă rămân pe sol în cazul în care au fost atacați de făinare, de exemplu, sau de rugină. Constituie frunzele care cad pe sol cu făinare sau cu rugină o rezervă biologică? Sigur că calendaristic toamna a sosit. Însă afară timpul este favorabil încă în sămânțării culturilor de toamnă și cei care au întârziat pot să facă aceasta pentru că condițiile climatice permit acest lucru. Singura deosebire este că acum va trebui ca îngrășămintele și semințele să fie pregătite din timp încât după pregătirea patului germinativ imediat să facem însămânțările. Și datorită secetei de afară, pentru că ploile întârzie să apară, bine ar fi ca aceste culturi semănate acum să fie și tăvălugite, fie cu tăvălugul inelar, fie cu tăvălugul neted, ușor, pentru a pune în contact semințele cu solul și să se facă o germinație mult mai uniformă. Vă întrerup puțin că avem și un telefon în direct. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Vă ascultăm! Cu domnul inginer aș vrea să vă pun o întrebare. Am niște ultoi de merionatan. Ele sunt pe rod. Da. Și am găsit la un moment dat că am niște făină la baza tulpinei și m-am uitat mai atent și am văzut acolo niște găuri în tulpină la măr. Da. Am găsit efectiv un vierme. Am reușit să-l scot afară, că era cu fundul puțin afară. Așa. Și ce să fac mai departe? Cum să previn? Că am impresia că oamenii dat sus. Deci este un dăunător extrem de periculos care atacă vasele liberiene și până la urmă pomul se usucă. Dacă ați dat de vreme de el și n-a făcut încă galeriile în interiorul tulpinii, atunci acolo va trebui dumneavoastră să puneți o soluție de un insecticid. Da. O strecurați, fie cu siringa, fie găsiți o metodă de rezolvare și după aceea, acolo în rana respectivă, să introduceți niște pastă de champion, să cicatrizați rana. Pastă de champion? Da. Și fie că o introduceți... Cum? Insecticid poți dau cu decis? Nu decis. Deci să folosiți dumneavoastră fie karate, fie... Karate. Deci un insecticid mai puternic. Sazer sau... Nu știu, Neuron, Nisorun, deci un insecticid care să pătrundă puțin în rana aceea și eventualele insecte care mai sunt, sau chiar poate că sunt și ouă acolo, nu știu, dar bine ar fi cu o spatulă, cu ceva, să introduceți acolo și un tampon de vată impregnat în insecticidul respectiv, pentru că nu se întâmplă absolut nimic și v-am spus, după aceea să badijonați rana respectivă cu o pastă de champion. Am înțeles, bine. Mulțumesc frumos. Mare plăcere. Mulțumim și noi. Alo, bună dimineața.
Bună dimineața, din Brașov vă sun, mă numesc Silvia Matei și aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Vă ascult. Posed un teren pe care nu pot să-l curăț de mestecăniși. Vă rog frumos, ajutați-mă să scap de mesteceni. Bun, mestecenii sunt mari sau... Nu. Așa, fiecare an îi curăț, deci în fiecare an îi tai, dar așa. Ei, rădăcina rămâne și... Da, lăstăriși aveți acolo. Da. Bun, da. Dumneavoastră va trebui să faceți rost de un ierbicid sistemic, total, care să pătrundă în frunze și atunci, primăvara, foarte devreme, când apar primii lăstari, să stropiți cu ierbicidul respectiv, da? Și acel ierbicid are proprietăți de a pătrunde din frunză până în jos în rădăcină și distruge rădăcina. Dar trebuie să faceți treaba asta de fiecare dată când apar lăstarii tineri, până când omorâți rădăcina. Asta în decurs de un an de zile o puteți rezolva. Puteți să-mi recomandați, vă rog frumos. Deci un ierbicid pe bază de glifosat. Să scrie GLIPHOSAT. Glifosat. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Este substanța activă de la ierbicidele care se folosesc. Mulțumesc mult de tot. Cu mare plăcere. Mulțumim, alo, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, bună dimineața, vă ascultăm. Aș vrea să întreb și eu pe domn profesor dacă la tăierile de toamnă se pot face la pomi, se pot face la nuc, chirei și cais. Deci eu v-aș recomanda să faceți tăierile, nu toamna, după ce au căzut frunzele, să mai lăsați o perioadă până când lemnul se maturează și nu mai circulă seva în plantă. Pentru că în momentul în care circulă seva, ea se varsă acolo unde dumneavoastră faceți tăierea și acolo se pot instala fie ciuperci, fie bacterii care sunt foarte, foarte periculoase pentru plantele respective. Tăierile le puteți face, v-am spus, în perioada de repaus vegetativ la orice pom, inclusiv la nuc. Deci se pot face la nuc? Sigur. Se pot face la nuc, dar v-am spus, singura chestiune este să o respectați, să faceți tăierile în perioada de repaus vegetativ, când planta nu mai lucrează. Deci noiembrie... Noiembrie, decembrie, poate că prindeți sau în ianuarie, un timp trebuie să fie doar o zi sau două, să fie temperaturile destul de moderate, așa la minus 3, 4, 5 grade Celsius, să nu fie de 20 de grade minus sau așa ceva. Vă mulțumesc din suflet. Cu mare plăcere. Asemenea, să rămână. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, vă ascultăm. Română, bună dimineața. Neața. Domnul profesor. Vă ascult. Am o rugăminte la dumneavoastră. Am o grădină care nu a fost lucrată câțiva ani de zile. Da. Am săpat-o în toamna asta. Fel de gândași de gângănii, păduchi în pământ. Da. Pot să desinfectez din toamnă pământul? Deci dumneavoastră, de unde, în ce zonă sunteți? Ploiești. De? Ploiești. Din Ploiești. Acolo timpul este destul de călduț acum. Da. Și bine ar fi acum, încă probabil 4-5 zile este destul de cald, să vă cumpărați niște formol. Așa. Este cea mai ieftină substanță care se găsește deocamdată în comerț pentru dezinfecția solului. Restul, ca și gaucio sau semaforul, sunt insecticide care se folosesc pentru combaterea dăunătorilor de sol, sunt destul de scumpe. Dar dacă vă permiteți, nu este nicio problemă. Și v-am spus, cu formol, 2 litri de formol în 100 de litri de apă și trebuie administrat cu udătorul, cu stropitoarea, 15 litri pe metru pătrat, aproximativ, ca să pătrundă în sol. Dar înainte, terenul va trebui să îl prelucrați, să îl săpați.
E săpat deci la 100 de metri pătrați de grădină. Aia o puteți face cu formol fără nicio problemă și atunci aplicați formolul și după aplicarea formolului la 3 săptămâni puteți să puneți dumneavoastră în teren ce doriți. Dar să țineți cont că temperaturile când aplicați formolul trebuie să fie de cel puțin 15 grade Celsius. Ca să poată lucra substanța altfel, dacă este mai jos de 15 grade, formolul nu mai lucrează și nu are efect. Bine, vă mulțumesc frumos. Cu mare plăcere, sănătate. Alo, bună dimineața. Alo. Să rămână. Bună dimineața. Domnule Ghibu, am și eu o întrebare, vă rog frumos. Este sau nu este corect să săpăm la rădăcina pomilor fructifere acum în perioada de toamnă? Nu la rădăcină. Deci să săpați în jurul pomilor de la tulpină, aproximativ un metru de jur împrejur puteți să săpați și dacă aveți posibilitatea să administrați și niște bălegari de grajd, ar fi excelent pentru pomul respectiv. Și o să vedeți și creșterile care o să fie în anul următor. Bun, mulțumesc frumos și spuneți-mi, vă rog, acum, pentru că a fost căldura atât de mare până atât de târziu, putem face ceva înaintea stropirilor de iarnă, deci înainte de a intra în iarnă? Nu, acum dumneavoastră nu faceți altceva decât dacă aveți posibilitatea să săpați, așa cum v-a spus, în jurul pomilor și puteți să administrați bălegarul de grajd. Și nu faceți absolut nimic până în perioada de repaus vegetativ, noiembrie-decembrie. Și atunci facem tăierile de întreținere sau de regenerare, acolo unde este cazul, unde sunt pomi bătrâni și dorim să-i regenerăm, acolo se pot face tăieri de regenerare. Însă, la tăierile mai mari, diametru mai mare de 2 cm, deci da, crengile, să aplică o pastă de champion, să nu dăm posibilitatea ciupercilor sau bacteriilor să se instaleze pe rană. Și mai este încă un subiect legat de tăieri, spun acum din timp, pentru că noi o să avem o emisiune sau două special cu tăierile, însă vreau să vă spun de acum că absolut toate uneltele care le folosiți la tăiere, fie că sunt forfece, fie că în sât, fie răstraie, înainte de a trece de la un pom la celălalt, să le dezinfectați fie cu alcool, fie cu țuică, cu ce doriți dumneavoastră, dar trebuie șterse cu un tampon de vată sau cu o cârpă înmuiată în alcool, pentru că este posibil să transmiteți boli de la un pom la celălalt. Da. Și pentru stropiri, pentru perioada de iarnă? Pentru stropiri în perioada de iarnă o să mă interesez eu în magazine ce produse vor fi comercializate, că și acolo va trebui să vă spun doza. Și nu știu deocamdată comercianții cu ce vor veni, dar mă voi interesa și voi vedea. Erau Emerit Oil sau Confidor Oil. Sunt produse care se folosesc de regulă în perioada de stropirilor de iarnă. Dar probabil că vor apărea și alte produse mai performante. Asta rămâne de văzut când o să discutăm problema tăierilor, o să spun și cu ce să face stropirile. Da. Vă mulțumesc frumos, la revedere, o zi bună. Asemenea, să rămână. Mulțumim și noi, alo, bună dimineața. Să rămână, bună dimineața. Vă ascultăm. O rugăminte pentru dumneavoastră, în primul rând, poate afișați o adresă de e-mail la care să mai putem pune întrebări. Și o întrebare pentru domnul inginer Ghibu. Vă ascult. Am constatat că pe unele ramuri, în pom, în special în măr, da, de fapt în meri, a apărut un fel de o substanță specială ca o vată de sticlă. Așa, este vorba despre păduchele lânos. Este un dăunător extrem de periculos și va trebui să dați foarte mare atenție pentru că se mulțește rapid și poate să cuprindă mai mulți pomi. Dumneavoastră acum, în perioada asta, fie că aplicați un insecticid puternic, cum ar fi, de exemplu, Neoronul, Nisorunul, Mitacul, Talstarul, Seizerul, vă recomand să folosiți produsul Seizers și să faceți stropirea acum și peste o săptămână repetați și insistați mult acolo unde vedeți dumneavoastră vata respectivă. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere! Mulțumim, alo, bună dimineața! Bună dimineața! Vă ascultăm! Am și eu o întrebare pentru domnul inginer, cât se poate.
A făcut tratamentul pentru erbicidarea la Forum. Da. Și am băgat pentru un hectar și 20, am băgat ăsta, Citrus Plus. Da. Soluție pentru un hectar jumate, dar burele nu s-au dus. Am băgat și ajutant pentru a ajuta erbicidul să își facă efectul. Așa se folosește cu adjuvantul respectiv. Da, plus 10 kg de uree la hectar. S-ar putea întâmpla, nu știu dacă ați văzut pe plic, că respectiva soluție nu se aplică cu nimic. Deci dumneavoastră probabil că ați diminuat cu aplicarea ureei, ați diminuat efectul erbicidului. Deci când aplicați Titus Plus sau chiar Titus, nu aplicați nici un alt îngrășământ în soluție, nu amestecați. Și mai este încă o chestiune. Ce buruieni ați vrut să omorâți dumneavoastră acolo? Piru. Da. Deci vreau să vă spun că Titusul Plus omoară și buruienile monocotiledonate de genul pirului și omoară și buruienile dicotiledonate de genul la Sky sau nu știu de unde sunteți dumneavoastră, pălămidă. Dacă o cunoașteți. Eu o să fac și o prezentare. V-aș ruga să dați televizorul mai încet și să ne auzim în telefon, vă rog. Da. Alo? Da, acum, spuneți. Și la recoltarea porumbului, tot porumbul aproape fiecare ștulet era ăsta, la sămânță tratată și era mucegăit la vârf și la miro mâncat. Da, sigur, pentru că dumneavoastră acolo aveți, o să discutăm acum, dacă o să fiți atent, da, în continuare, o să discutăm despre un dăunător care se dezvoltă în cocenii de porumb care sunt rămași pe câmp și ăsta este efectul pe care îl aveți dumneavoastră acum. Este vorba despre sfredelitorul porumbului care distruge știuleții de porumb și la vârf și acolo unde îi mănâncă se instalează o ciupercă, îi spune fuzarium. Da, dar o suprafață respectivă nu a mai avut deloc porumb. Nu are nicio problemă, pentru că ciupercile respective vin de la o tarla la cealaltă, de la vecini. Deci astea nu au graniță. Bine, vă mulțumesc. Însă mare grijă acum când recoltați porumbul, strângeți toate resturile vegetale și le dați foc. Pentru că acolo veți avea rezerva biologică extrem de mare și la anul veți avea probleme și mai mari. Bine, vă mulțumesc. Sănătate. Mulțumim și noi, să aveți o zi bună. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Ascultăm. Bună. Vă ascultăm. Alo? Da, vă ascultăm. Aș dori să... Mă numesc Valeria, sunt din București și vreau să știu cantitatea de apă în care se dizolvă fiola de Calypso pentru flori. Deci Calypso scrie, trebuie să scrie pe fiole. Da, scrie pentru varză, nu, cireș... 2 mililitri în 10 litri de apă. Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Mulțumim și noi pentru telefon. Domnul Ghibu, începusem să vorbim despre rezerva biologică rămasă în sol la majoritatea plantelor. Vă lansasem ideea de a vorbi despre trandafir, pentru că vreau să vorbim puțin și despre cancerul bacterian la trandafir, dat fiindcă acum se fac lucrările de întreținere la trandafir și de mușuroire pentru pregătirea de iarnă. Dar haideți să vorbim în general despre rezerva biologică din sol, respectiv de vegetalele care rămân pe sol și... Sigur, putem aborda în câteva secunde și problema cancerului bacterian. Foarte multă lume are flori frumoase și în special trandafiri. Spațiile dintre trandafiri sunt destul de mici, de aproximativ 70-80 de centimetri, unde sculele intră cam greu. Adică fie că sunt deci motocultoare sau riscăm să rănim tulpina sau o parte din tulpină. În momentul când... rănim tulpina acolo, se produce o breșe și pot să se instaleze o grămadă de necazuri acolo, printre care și o bacterie care provoacă cancerul bacterian. La un moment dat, tulpina acolo se umflă puțin și bacteria acolo se dezvoltă.
după un timp oarecare destul de scurt, planta va muri. Deci trebuie neapărat să avem grijă când facem lucrările ca plantele respective să nu le atingem cu uneltele. De asemenea, va trebui... Ce trebuie acum, dacă le-am atins? Dacă le-am atins, automat să stropim cu produsul Champion. Sau nu este neapărat nevoie Champion, și cu Alcupral, și cu Coside, și cu Fungurant. Sunt produse cu conținut mare de cupru, care fac dezinfecția. Pur și simplu cicatrizează rănile respective și nu lasă bacteriile să se instaleze în rănile pe care le-am creat. Și bine ar fi ca acum, sigur că o parte din trandafir deja scutură frunzele și nu am reușit în totalitate să facem tratamentul pentru făinare și alte boli, pentru rugini în special, care au o grămadă de pustule acolo și cad frunzele jos, constituie rezerva biologică pentru anul următor. Și atunci va trebui să curățim solul, să greblăm absolut tot de frunze ce este acolo și să, fie că le punem într-o pungă de plastic și să le aruncăm la gunoi, fie că le dăm foc. Nu lăsăm nicio masă vegetativă în preajma plantelor de cultură, pentru că ele constituie o rezervă biologică și vom avea probleme pentru la anul. Vedem și în imagini cum arată cancerul bacterian și vreau să vă întreb, în cazul în care observăm că avem cancer bacterian la trandafir, noi o vom efectua tăieri. Desinfectăm, scoatem planta din pământ sau de, o mai putem revigora? Da, nu este... În cazul, vreau să vă întreb, în cazul în care efectuăm tăierile, foarte fecal este automat infestată? Automat este infestată, pentru că bacteria circulă în sevă. Va trebui neapărat să înlăturăm partea bolnavă și acolo să aplicăm o pastă de produs pe bază de cupru. Deci și mai putem să revigorăm planta? Putem să revigorăm planta, însă o revigorăm până... Deci o mai ținem în viață un an, doi, trei, nici de cum. Deci planta atacată... boala se răspândește prin sevă în toată planta, însă nu se exteriorizează foarte puternic decât acolo unde am făcut rana. Și atunci va trebui partea aia să o înlăturăm și eventual cu niște tratamente mai putem ține în viață planta o perioadă de timp. Am înțeles. Deci să fim foarte atenți la uneltele cu care lucrăm, atât absolut. Să nu și la resturile vegetale care sunt acolo, pentru că multă lume folosește frunzele, le adună și în momentul când îngroapă trandafirii, pune frunzele respective pe trandafirii respectiv tăiați. Și sigur că acolo ne facem necaz că sunt rănile gata făcute, ciupercile imediat atât așteaptă să se instaleze acolo și după aceea nu mai avem nicio treabă cu trandafirul, că va muri. Referitor la masa vegetativă sau la fructele bolnave, la fel procedăm și cu merele care absolut sunt atacate de monilioză? Sau absolut de... tot ce avem. Trebuie roșii, neapărat, de mană. Sigur. Deci nu le lăsăm în grădină, nu le aruncăm nici sau din masa vegetativă să facem cumva compost. Nu. Dacă facem compost, atunci oricum compostul respectiv va trebui făcut undeva separat în grădină și acolo va trebui să aplicăm și niște fungicide în așa fel încât să nu dăm posibilitatea sporilor să germineze, pentru că compostul automat, cum l-am pus grămadă de un metru și îl lăsăm să fermenteze, acolo se produce căldură. Ciupercile se dezvoltă la căldură și la umiditate ridicată. Și atunci numai necaz mare facem, că avem la îndemână infecția gata. Când se desprimăvărează, sporii de ciupercă sunt purtați de vânt, automat facem tăieri, se instalează acolo și cu asta am rezolvat problema. Tot legat de rezerva biologică care rămâne în sol, promiteați unui telespectator că o să vorbim despre... Da, este vorba despre sfeditorul porumbului. Și aici se face o mare, mare greșeală. La ce trebuie să fim atenți în cazul în care am observat în cultură acest atac? Da. Deci, în cultura de porumb, cu siguranță există sfeditorul porumbului, dar sunt soiuri rezistente unde dăunătorul se manifestă foarte rar și acolo este sub pragul de dăunare, nu ne creează probleme.
Dar sunt și soiuri care nu rezistă la acest atac. Și atunci ce se întâmplă? Mulți agricultori, toamna, recoltează porumbul, fie că lasă tulpinile de porumb acolo și le lasă până când, mai știu eu, și vin cu turmele de oi, le dau jos, deci resturile vegetale în general, rămân acolo. Se culege porumb. Este, da, este o problemă cu resturile vegetale. Va trebui neapărat aici, în Porumbiște, unde se cultivă an de an porumb, va trebui să strângem resturile vegetale, chiar dacă tăiem tulpinile, să le tăiem cât se poate de jos. Să nu lăsăm 15-20 de centimetri, pentru de că acolo se instalează sfederitorul porumbului și acolo iernează. Fie sub formă de adult, fie sub formă de larvă, iernează și primăvara ne apucăm de lucrări, automat cu grapa sau cu discul îl răspândim peste tot și în momentul când porumbul nostru este de un metru, un metru și ceva, se instalează în tulpinile de porumb și iar avem necaz. Și tratamentele se fac și foarte greu, pentru că el nu, uitați, ăsta este fluturele și automat din larvele respective iese fluturele și uitați, aici este vorba despre atacul sfederitorului porumbului și imediat după ce atacă se instalează o ciupercă și am făcut o nefăcută și va trebui neapărat în primul și în primul rând să facem, să prevenim atacul acestui dăunător, pentru că el este deosebit de păgubos și ne creează probleme foarte mari, în special la porumbul zaharat, la care îl folosim noi fie pentru prepararea la pizza sau mai știu eu, sau e o mod acum cu porumbul exact, zaharat, sau pentru cel care îl fierbem și îl dăm în piețe ca porumb fiert, acolo se creează problemele mari. V-am spus, în special la porumbul zaharat, care este extrem de vulnerabil la atacul sfederitorului. Și de asta spuneam, absolut toate resturile vegetale adunate și dat foc. Bineînțeles, în grămezi, controlat, în așa fel încât să nu creăm probleme. Și anul viitor să fim atenți să folosim o sămânță? Iar în primăvară, o să discutăm și despre treaba aceasta în primăvară, oricum, semințele care se folosesc acum, că sunt însămânțate în toamnă, că sunt însămânțate în primăvară, cum ar fi porumbul și fasolea, mazărea, vor trebui tratate și cu un insecticid pentru a nu da posibilitatea dăunătorului să atace. În momentul în care semințele germinează și germenele este de un centimetru, doi, atunci el atacă, îl roade și cu asta porumbul nu mai răsare. Vă întrerup și vom reveni după o scurtă pauză de publicitate cu alte probleme legate de boli și dăunători la plante.